direct. Nu, 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 păi nu te la noi de acasă din platou Dragoș Dadu. Mergem la Super Neața de weekend. Cuza, ai legătura. Vorbim despre TikTok și vorbim cu doi creatori de conținut care sunt și împreună, Georgiana Năstase și Dragoș Dadu. Scuză-mă. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună. V-ați apucat de multă vreme de treaba asta? Da. Da, de 3 ani de zile. De 3 ani. Da. Nu e așa mult, da. Voi ați intrat direct pe TikTok sau ați început cu altă platformă? Nu, eu am început cu YouTube prima dată. Tu ai început cu YouTube? Da. Și eu am început cu TikTok și acum am trecut la YouTube. Da. Și tranziția dintre jobul pe care îl aveați și crearea de conținut pe online a fost făcută în paralel? Adică v-ați mai păstrat jobul până ați văzut că funcționează? Da, mult foarte mult. Asta e foarte greu. E foarte greu. 2 ani și jumătate. Da. Și am mers paralel. Am tot vorbit despre realitatea, că poți să te întreții. Fiecare după cum muncește, după cât de creativ e, bineînțeles, corect, nivelul de trai crește sau nu. Voi mai aveți nevoie de un alt job în momentul ăsta? Nu. Nu, în momentul de față ne-ar încurca. Da, ne-ar încurca foarte mult un alt job. Chiar ne-ar încurca. Facem asta full. Până acum am muncit foarte mult ca să ajungem să facem asta. Până acum am cheltuit, am consumat energie, am investiții. Și de-abia acum începem și noi să ne bucurăm că am început să recuperăm și ușor, ușor ne ducem în zona de plus. Să știi că recupera, da. Avantajul online-ului e că îl poți începe cu un simplu telefon, pentru că tehnologia a evoluat și camera telefonelor e foarte bună, da. Dar odată cu evoluția ta în a scrie, în a crea conținut, simți nevoia de mai multă aparatură. Și atunci începi să investești. Da și nu. Te las pe tine să spui că știu că e plăcerea ta aici. Eu am făcut totul cu un telefon. Inclusiv pe YouTube, cifrele de pe YouTube, am 300 și ceva de mii de urmăritori. Felicitări! Da, le-am făcut cu un telefon. Ea, în schimb, avea aparatură și și-a dat seama cât de mult s-a complicat și a trecut la un telefon și am făcut content. Dar stai, chiar avea aparatură. Folosiți doar telefon? Da, da. Nu doar aveți telefon. La valieră de telefon? Da. La valieră, microfon, bine, lumini, suport. Am avut cameră profesională. E mai important. Există foarte multe lucruri de care trebuie să țină cont, pentru că sunt convins, sunt oameni care vor să înceapă de multe ori și aude de fiecare dată ideea asta. Nu, domne, cu un telefon ai rezolvat tot. Nu e chiar așa. În prima fază. În prima fază doar un telefon fără absolut nimic, îți trebuie într-adevăr o lumină, dar asta e cea mai simplă chestie, da. Iar după trebuie ușor, ușor, în funcție de cum evoluezi și în funcție de ce vrei să faci. Mai ales când am trecut la YouTube, nu mai puteam să ținem noi telefonul în mână, să arătăm că tremură. Evident. A trebuit suport, da, ca să stabilizăm. Care e minimul de, să le zicem, obiecte pe care le folosești, de care ai nevoie când te-a pus să faci conținut? Păi, ca și job, să spunem așa, programat, cum aveți voi. Voi aveți în fiecare zi, aveți ceva de făcut pentru treaba. Absolut. Hai să enumerăm. Microfon. La valiere, suport, care adică e pe post de gimbal, pentru că suportul e unul. Trepiedul e altul. Ok. Da. Așa, ce mai avem? Lumini. Lumini, corect. Da. Eu și casa mi-am făcut-o în așa fel încât să n-am nevoie de lumini. Tot sistemul electric l-ai făcut în așa fel? Sistemul de lumini, mi-a spus cineva care e designer, a zis, băi, ai o casă foarte frumoasă, dar luminile sunt praf. Zic, nu, sunt praf ca aspect, dar sunt foarte bune ca lumini. Da. Contează foarte mult să vină de sus. Evident, evident, să te contureze, sunt o grămadă de corect, chestii, da, pe care le afli și le afli de nevoie. De umbre, sau de experimente. Da. Stai că avem o întrebare. Cătălin. Am și o întrebare, da, scuze că vă întrerup. Mă uit la clipurile voastre, îmi plac foarte mult. Dar am o întrebare, cred că e și pentru nevastă mea. Cum reușești tu să rămâi blocat în mașina de spălat, că ea spală, dar nu reușești niciodată să rămâi blocat acolo? Se întâmplă și o întreb. Dar nu e la eu care trebuie să o scot, o întreb mereu. Ah, ok. Mă tot duc pe la mansardă când bagă la spălat, dar nu, niciodată nu rămâne. Aștept să o salvezi și nu se poate. Nu, a vrut de fapt să ne spună că el are casă și la mansardă. Are și la mansardă. Am și spălătorie. Și nu spală ca noi muritorii de anul la baie. Poți să corectezi, ea nu e mașina de spălat, e un uscător, că ăla-i deasupra. A, da. Eu n-am uscător. Deci trebuie să-mi iau uscător, gata, am înțeles. Eu de asta am luat uscător. Când a venit ea la mine, nu formam un cuplu și zic, mamă, cum să fac să rămână blocat? Ai căutat pe internet repede. Metode de a rămâne blocat, da. Uite că a avut succes. Făceați același lucru și înainte să fiți cuplu? Da. Fiecare separat? Separat, da. Separat eu nu pot să mă mândrez neapărat cu ceea ce făceam la modul de sketch-uri. Te-a luat după el, te-a tras. Da, serios, da, este creația lui în mare parte. Da. Sunt curios unde vă găsiți energia. Bine, pentru că o faceți ca un job. Dar dimineața când vă treziți așa și vă gândiți că oricum filmați pentru voi, da? Da. Nu vă obligă nimeni. Și ați putea să o
faceți sau să nu o faceți. Nu vă apucă vreodată vreo lene de să-i, băi, azi nu fac nimic. Nu ne apucă, recunosc, eu dorm mai mult, da, așa, da, dar nu. Eu sunt foarte stresat dacă nu fac. Da? Da, pentru că știi că online nu te taxează. Astăzi ești aici, nu ai făcut astăzi, mâine poți să... Ai mult de muncă după Mai sunt reguli de-astea, bine, că toate regulile au fost un mit, dar niște guideline-uri importante pe care ar trebui să le urmărească cineva de câte ori să posteze. La ce oră? Ore, da. Nu sunt mituri, Florine, să știi, sunt algoritmi care se schimbă. Exact, exact, se schimbă, da. De multe ori nici noi nu le mai înțelegem, însă în mare, într-adevăr, există niște ore. Zim, dăm trei generale mari. 12, ora 12, prânz, da? Da? Și între 6 și 8 seara. Da. Cele mai multe persoane, cele mai bune ore. Și ca frecvență, într-o săptămână? Într-o săptămână. Păi, uite, eu, de exemplu, mi-am obișnuit algoritmul, fluxul meu, cu un clip pe zi. Un clip pe zi, da. Pentru că îmi pleacă peste 200-300 de mii și automat nu vreau să încarc platforma. De câte ori am încărcat platforma, indiferent că e TikTok, că YouTube... A făcut mai puțin. Da. Ok. E ceva de muncă. Da. Deci facem o concluzie. Putem să începem cu un simplu telefon, dar ușor nevoia ne arată că avem nevoie de mai multe lucruri, de microfon, de lavaliere, de lumini, de tot felul de suporturi, stativ, gimbal și tot așa. Gimbal e o chestie care stabilizează camera atunci când mergi. Trebuie să fii consecvent, perseverent, creativ și să o iei ca un job dacă într-adevăr vrei să trăiești din treaba asta și să-ți duci pasiunea la nivel de meserie, să spunem așa. Corect. Vă mulțumim frumos, mult succes. Mulțumim frumos. Vă așteptăm cu milioanele. Doamne ajută, o să sărbătorim milioane pe TikTok, milioane pe YouTube. Și am revenit pe platourile de filmare, Dragoș Dadu, ce să mai, băi, ne-am simțit minunat la Super Neața de weekend la Antena 1. Toată echipa a fost bestială. Haideți să vă spunem și părerea noastră, să vă spunem cum ne-am simțit, să vă spunem ce a fost în spatele acestei apariții la TV. O las în primul rând pe Georgiana, că știți cum se zice. Fetele primele, ladies first. Mulțumesc frumos! Păi, pentru mine a fost o experiență foarte faină, mai ales că am fost alături de tine, recunosc. Și, într-adevăr, este prima noastră experiență live. Am fost live. Noi am mai apărut la TV, cel puțin eu am apărut o singură dată la TV, în episodul de la canal de unde am jucat alături de Georgiana. Un episod în care am jucat în rol principal, îl găsiți și pe YouTube. Da. E, Georgiana a apărut vreo 4 ani la rând, vreo 70 ceva de episoade. Ea era obișnuită cu TV-ul, dar a fost pentru noi o chestie super șmecheră. Acum spune, oamenilor, ai avut emoții? Da, e ceva foarte diferit, pentru că am avut foarte mari emoții. De ce? Pentru că am vorbit despre mine. Eram eu acolo, nu eram un personaj, nu eram, nu știu, Andreea, Ioana, eram Georgiana. Ok, eu înțeleg asta, dar uite, nouă oamenii din online ne-au spus că, bă, mi-a plăcut de voi. O parte, o mare parte au spus, bă, a spus natural, ne-a plăcut foarte mult. Spune și voi aici în comentarii dacă considerați că am avut emoții. Eu, sincer să vă spun, Georgiana mi-a spus, bă, am avut emoții. Ei bine... Mie stomacul, știți cum îmi era? Vai, eu n-am văzut. Acolo în platou, eu n-am văzut-o. Eu n-am simțit-o să aibă emoții. Știți unde au fost emoțiile la mine? Când am ajuns acolo, ploua torențial. Mamă, și când am văzut-o pe aia, coafată, machiată, frumos, toată. Avea pantalonii trași până aici ca să nu se ude. Eu aveam Adidas și alb. Mamă! Deci credeam că o să ajung la emisiune varză. Zic, bă, intru, mai ieșim direct. N-am cum să mă curăț, nu? Ne-a salvat soțul Adei, care ne-a băgat prin culise. A fost foarte tare că a avut o intervenție. Iubule, hai pe aici că vă plouă, vă face vază. Ce să mai... Băi, ne-am simțit minunat. În altă ordine de idei, ne-am simțit minunat. A fost o experiență super ok. Oamenii de acolo au știut să ne relaxeze. Au știut să ne facă să ne simțim respectați. Și pe lângă chestia asta, mi-a plăcut foarte mult că ne știau clipurile. Și atenție, ce mi s-a părut foarte mișto, nu s-a încercat zona asta cum să mai încercă în online. Bă, dar ce sunt astea, mă, de faceți voi? Oamenii au înțeles munca din spate înainte de a povesti noi anumite lucruri. Bun, acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut prima noastră apariție în direct. Vă rog frumos să ne lăsați comentarii, să ne spuneți părerea voastră sinceră despre chestia asta. Ăsta sunt eu, Dragoș Dadu, ea este Georgiana Năstase, frumoasa mea iubită și atenție, pe care țin să o fericit, a făcut 100.000 pe YouTube și curând o să vedeți un vlog pe YouTube cu două plăci YouTube. Și o să vă spunem cât de mult s-a muncit pentru plăcile alea. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la noi și ce credeți? Din acest moment ne punem pe treabă pentru că urmează un sketch nebun. Cu maxim de respect, Dragoș Dadu, Georgiana Năstase,